Primarul Comunei Dragu, Claudiu Laser, nu a aflat nici la termenul de ieri dacă îi se admite contestația împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate, raport care constata în octombrie 2013 situația de conflict de interese în care s-a aflat timp de câteva luni edilul. Primarul a contestat raportul în 29 octombrie 2013 la Curtea de Apel Cluj și a avut primul termen la începutul acestei luni. Instanța clujană a decis să amâne procesul pentru data de 24 februarie, însă și la acest termen s-a dat tot o amânare pentru dezbaterea fondului cauzei. Următorul termen a fost fixat pentru data de 17 martie. Reamintim că, potrivit unui comunicat de presă la Agenției Naționale de Integritate, Iuliu Claudiu Laser a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese de natură administrativă, cât, în calitate de primar al Comunei Dragu, județul Sălaj, a semnat contractul individual de muncă privind angajarea mamei sale în funcția de consilier personal al primarului, precum și fișa postului pentru aceasta și, totodată, a emis și dispoziția de numire în funcție. Astfel, Iuliu Claudiu Laser a încălcat dispozițiile articolului 76, aliniatul 1 din legea numărul 161/2003, potrivit cărora primarii sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție în exercitarea funcției care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său, se arată în comunicatul ANI. Reprezentanții agenției spun că primarul din Sălaj a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. În condițiile în care constatările ANI vor fi confirmate de o instanță de judecată printr-o decizie definitivă și revocabilă, primarul riscă decăderea din dreptul de a mai exercita o funcție sau demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Iuliu Claudiu Laser este membru PNL și a fost ales primar în iunie 2012, el urmându-i în funcție tocmai mamei sale, pe care a angajat apoi ca și consilier personal. Contactat telefonic după decizia ANI, primarul ne-a declarat că dispoziția de angajare a trecut de verificarea de legalitate făcută de prefectură. În plus, nu este vorba despre un post de funcționar public, cum spun cei de la ANI, ci despre unul de personal contractual, susține atunci primarul.